You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on, if you're gonna be moving on solo. Wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Bună tuturor, eu sunt Alin, de pe canalul Vlogăreală și astăzi o să vă prezint un nou vlog de călătorie din Bali, Indonezia mai exact. You told me more than once to show you my intention. La acest vlog de călătorie am ales ca destinație Tanalot. Acesta este un templu hindus situat pe un stâncă înconjurat de ocean. Turiștii nu au acces în interior, iar cel mai bun moment de a fi vizitat e înainte de apus. Un loc magnific pentru iubitorii de natură. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork, the moments make me feel so don't scare my wife, I'll kill you. If you're gonna be moving on. Oh my god. Wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Aici poți să mergi la templuri oriunde vrei, doar că marea majoritatea lor vei avea intrarea închisă, așa că nu vei intra nicăieri. Cu alte cuvinte, ajungi cam atât. Îl vezi de la distanță, te bucuri de imagini, te bucuri de priveliște. Astea sunt ofrandele care le aduc ei în fiecare dimineață. Feta a alungat spiritele rele și a avea o zi cât mai bună. Bun, ne îndreptăm către templu să-l vizităm mai de aproape, să-l vedem mai bine. Noi am ajuns la destinație împreună cu ghidul nostru. Cum călătorești ieftin în Bali? Varianta cea mai accesibilă ar fi să închiriați un scooter sau, dacă bugetul vă permite, un ghid ce vă oferă mai multe informații despre cultura lor. Palatul, foarte frumos, ce bine se acolo. E construit pe o stâncă. Nu o să putem să-l vizităm în interior, pentru că nu suntem localnici. Dar e frumos, de admirat. M-am descălțat. M-am și udat puțin. Și acum o să trecem apa. Ci că... Holy Spring. Ok.
Să întreb puțin video pentru că apa e cam mare. Hai, hai, baby, hai. Ia uitați voi piciorușul ăla. Te-ai uitat pe fund? Te m-am uitat, am mutat tot. Hai azi. Ia uitați cum am ajuns. Ia uitați cum am ajuns, ud tot. Iar tu? Udă toată, nu? Foarte tare. Da, am prins niște valori mari. Ne-au dat toți. Fac și poze imediat. Cât de frumos e acolo sus pe stâncă, făcut templu. Hai, Danuțu. Acolo te speli înainte. Pe față, frumos. Gata. Always. Always. Hai frumoasă, hai, că ai făcut-o și pe asta. Then once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I hai până la genunchi, apa nu-i mare scofală, ca să scăpa. M-am prostit-o că era să mă nec, nu te neci, clar. Bine, acum dacă te ia un val, mai, ești mai slab de înger și te ia un val, s-ar putea să te neci. Dar cu siguranță sunt foarte mulți focalnici care se ajută. Departare, dacă nu se vede bine, acolo spune că apa o trebuie. I'll be there if you reach out to me.